Textul nostru pentru această dimineață este Psalmul 52. Și aș vrea să încep cu cuvintele acestui psalm. Pentru dirijor. Un maschil al lui David, compus pe vremea când Edomitul Doeg a venit la Saul și l-a înștiințat pe acesta zicându-i: David, sau sunt casa lui Ahimelec? Viteazule, de ce te lauzi cu răutatea ta? Îndurarea lui Dumnezeu mă protejează pe vecie. Numai dezastru plănuiește limba ta. Este ca un brici ascuțit. Viclean ești. Tu iubești mai mult răul decât binele. Și minciuna mai mult decât cuvântul drept. Tu iubești numai cuvintele nimicitoare, limbă înșelătoare. Dumnezeu te va dobărâ pe vecie, te va apuca și te va smulge din cortul tău. Te va dezrădăcina din pământul celor vii. Cei drepți vor vedea și se vor teme, vor râde de el. Iată omul care nu lua pe Dumnezeu, care fuge al său, ci se încredea în marile lui bogății și creștea în putere, distrugându-i pe alții. Eu însă sunt ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu, căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu pentru veci de veci. Îți voi mulțumi mereu pentru că ai lucrat. Îmi pun speranța în numele tău, căci este binevoitor față de credincioșii tăi. Tu în cine spui speranța? Nu mă interesează să dăm răspunsul corect, ci să dăm răspunsul sincer și concret. Așa că vă propun să ne evaluăm inima și răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, lumina detectorilor speranței, ca să le zic așa, pe care îi întâlnim în Psalmul 52. Lauda noastră, lucrul la care alergăm pentru protecție, planurile pe care le facem, lucrurile pe care le iubim, teama, bucuria, refugiul și încrederea. Adică, în mod obișnuit, cu ce te lauzi? Unde alergi pentru protecție? Spre ce țintesc planurile tale? Care sunt lucrurile pe care iubești să le faci? Ce-ți provoacă teamă? Ce-ți aduce bucurie? Unde îți găsești cu adevărat refugiul? În ce îți pui încrederea? Cu siguranță că răspunsul nostru diferă doar pentru că, pe parcursul vieții, doar pentru că suntem în anotimpuri diferite ale vieții. Și gândiți-vă la această întrebare, lumina acestei imagini. La anotimpurile vieții. În ce îți pui speranța? Aceleași anotimpuri sunt valabile și pentru bărbați și pentru femei. Dar tocmai faptul că sunt mai multe anotimpuri ale vieții, că sunt trecătoare, ne provoacă să ne întrebăm dacă lucrurile în care noi ne-am pus speranța sunt lucruri trecătoare sau sunt lucruri veșnice. Psalmul 52 a fost compus pe vremea când Edomitul Doeg a venit la Saul și l-a înștiințat pe acesta zicându-i: David s-a dus în casa lui Ahimelec. Ahimelec. Și acest eveniment este descris în 1 Samuel 22 și face referire la vizita pe care David a făcut-o în cetatea Nob, în capitolul 21. Oportunistul Doeg este singurul dintre slujitorii lui David, lui Saul, care prinde momeala regelui respins. Ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Ișai tuturor terenuri și vii? Vă va face el pe toți căpetenii peste mii și căpetenii peste sute? Singurul care reacționează, pentru că își dorește bogății, pentru că își dorește o poziție mai privilegiată la curtea regală, este Doeg. Și el instigă condamnarea la moarte a preoților Domnului. Singurul care ridică mâna: eu l-am văzut,
pe fiul lui Ishai, venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Acesta l-a întrebat pe Domnul pentru David, i-a dat provizii și i-a dat sabia filisteanului Goliat. Și Saul îi cheamă imediat pe preoții Domnului și la fel de repede și condamnă la moarte. Dar de fapt el declară în mod explicit că luptă împotriva lui Dumnezeu, cel pe care îl slujau preoții. Saul le-a spus, omorâți-i pe preoții Domnului, preoții Domnului, că și ei sunt de partea lui David. Au știut că este un fugar și nu mai au anunțat, însă slujitorii lui n-au vrut să-și întindă mâna ca să-i omoare pe preoții Domnului. Și naratorul surprinde în acest fel înstrăinarea tot mai acută a lui Saul de Dumnezeu. Mai întâi a poruncit uciderea alesului lui Dumnezeu pentru tronul lui Israel, a lui David. Acum poruncește uciderea preoților Domnului. Și cruzimea lui e neîngrădită. N-are niciun fel de reținere, nici măcar atunci când slujitorii lui se blochează și nu îi împlinesc porunca. De față cu ei, cu el, nu îi împlinesc porunca. Atunci regele i-a zis lui Doeg, întoarce-te și omoară-i tu pe preoți. Și atunci edomitul Doeg s-a întors și a omorât el preoții. A omorât în acea zi 85 de bărbați care purtau efodul de in. A trecut prin ascuțișul sabiei, chiar și cetatea preoțească Nob. Bărbați și femei, copii și sugari, boi, măgari și oi, pe toți i-a trecut prin ascuțișul sabiei. Și prin această expresie, a trecut prin ascuțișul sabiei, naratorul creează un contrast intenționat cu capitolul 15. Acolo Saul a primit porunca să facă asta, să-i treacă prin ascuțișul sabiei pe dușmanii Domnului, pe amalechiți, dar n-a făcut-o. Și acum n-are nicio problemă să ucidă preoții Domnului, o întreagă cetate. Și alegerea lui ilustrează o realitate simplă. Când ne înstrăinăm de Dumnezeu, inima noastră e sufocată de păcat, rapid. În cuvintele Noului Testament, o inimă închisă la lucrarea Duhului Sfânt va fi distrusă de faptele firii pământești. C.S. Lewis face următoarea afirmație pe care cred că o putem împrumuta în dreptul vieții lui Saul. Când apelul divin nu ne face mai buni, ne va face mult mai răi. Dintre toți oamenii răi, cei care sunt și religioși, sunt cei mai răi. Dintre toate ființele create, cea mai ticăloasă este una care inițial a stat în nemijlocita prezență a lui Dumnezeu. Acum, în ciuda vinovăției, în ciuda cruzimii clare a lui Saul și a lui Doeg, trebuie să ținem cont de faptul că în cartea 1 Samuel se împletesc mai multe fire. Nu este un singur fir, ci sunt mai multe. Chiar dacă situația pare că a scăpat de sub control, Dumnezeu tace, Dumnezeu nu intervine la Nob. Dumnezeu nu face nimic aparent acolo. Cartea ne spune că de fapt Dumnezeu își împlinea sau continua să-și împlinească judecata asupra casei lui Eli. Ahimelec era strănepotul lui Eli. Și în capitolul 2 Dumnezeu a anunțat prin profetul său, iată vin zile când voi reteza puterea ta și puterea familiei tatălui tău, astfel încât nu va mai fi niciun bătrân în familia ta. Vei vedea necazul locuinței mele. Israel va avea parte de tot binele. Însă în familia ta nu va fi niciodată vreun bătrân. Doar pe unul dintre al tăi nu-l voi îndepărta de la altarul meu. Și e vorba de Abiatar, singurul supraviețuitor. Ca să fac să ți se topească ochii și să ți se întristeze inima. Toți urmașii familiei tale vor muri în floarea vârstei. Asta s-a întâmplat la Nob. Judecata Domnului a început în capitolul 4, când au murit Eli și fiii lui, în aceeași zi. A continuat în capitolul 22, când urmașii lui Eli, casa lui Eli, au fost distruși de Doeg și Saul. Pedepsirea lor va continua și pe vremea lui Solomon, când Solomon îl concediază pe Abiatar din slujba de mare preot și naratorul consemnează și atunci. Astfel Solomon l-a alungat pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, împlinind cuvântul pe care îl rostise Domnul
La Shiloh, în capitolul 2, despre casa lui Eli. Și în cele din urmă, în perspectivă biblică, și preoția aronică este înlocuită prin lucrarea lui Iisus Hristos. Și Epistola către Evrei ne descrie această schimbare. Imaginea dureroasă de la Nob ne amintește mesajul cărții 1 și 2 Samuel. Voi onora doar pe cei ce mă onorează, însă cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu, pe care El le declară prin profetul său. În Psalmul 52, ce face David atunci când Dumnezeu tace? E că aplică același principiu, dar uitându-se de pe același nivel, la oamenii din jurul lui, în mod special la păcătosul Doeg. Aplică același principiu în dreptul lui Doeg. Pentru că ideea principală a psalmului e următoarea. Siguranța omului durează, rezistă, numai atât cât obiectul încrederii lui rămâne în picioare. Atât cât rămâne în picioare, obiectul încrederii noastre, siguranța noastră rămâne în picioare. Când dispare obiectul încrederii, dispare și siguranța noastră. Acum, noi aflăm despre aceste evenimente pentru că punem împreună și încercăm să formăm un puzzle, dar nu avem decât două piese. Cartea 1 și 2 Samuel, Psalmul 52. Și încercăm să punem cap la cap detaliile pe care le avem și să construim un întreg coerent. Dar David nu a aflat de la naratorul cărții. El a scris Psalmul 52. De la cine a aflat el lucrurile? De la singurul supraviețuitor. Martorul ocular de la Nob. Și încercați să vă imaginați scena pe care ne-o descrie naratorul biblic. Un fiu de-a lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, pe nume Abiatar, a reușit să scape și a fugit după David. Și Abiatar i-a spus lui David că Saul i-a ucis pe preoții Domnului. Ce a spus de fapt Abiatar? Că tatălui a murit, probabil mama lui, dacă era căsătorit soția lui, copiii lui, întreaga cetate, a murit în acea zi. Și încercați să vă imaginați mărturia lui Abiatar, singurul supraviețuitor. Oricât de mare ar fi fost problemele lui David în acel moment, durerea că și-a pierdut preotul, susținătorul pe Ahimelec, Abiatar suferea mai mult. Îi pierduse pe toți cei dragi. Cetatea în care a crescut. Ce poți să-i spui unui astfel de om? Ce poate să-i spună un fugar unui orfan? Ce poți să spui când Dumnezeu tace în dreptul unui masacru? Și Dumnezeu doar îl lasă pe naratorul biblic să consemneze evenimentele. El nu spune nimic. Ce poți să faci când auzi că s-a săpat o nouă groapă comună? Și vine un martor ocular să-ți povestească. Nu știu dacă au plâns, dacă și David a plâns cu Abiatar. Dacă atunci a compus psalmul și l-a cântat plângând înaintea lui Abiatar. Nu știu dacă altcineva a avut curajul să-l ridice, să-l încurajeze pe Abiatar. Dar reacția pe care David o are în cartea 1 Samuel este uimitoare. David îi zice lui Abiatar, rămâi cu mine și nu te teme. Cu mine ești în siguranță. Cu mine ești în siguranță. Și reacția lui David se bazează pe relația lui cu Dumnezeu. Pe modul în care îl cunoștea pe Dumnezeul veșnic. Pe Dumnezeul veșnic. Și tăcerea lui Dumnezeu îl obligă din nou pe David să vorbească. Să-l caute pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu tace. Să-și ațintească privirile la cer, după ce au auzit tot ce au spus oamenii. Și acest psalm se ancorează în convingerea că Dumnezeu va interveni, că Dumnezeu îl va pedepsi pe cel păcătos, că Dumnezeu îl va restaura, îl va ridica pe cel neprihănit, că dragostea lui Dumnezeu ține pentru toată veșnicia. Nu s-a oprit în acea zi, nu se oprește în ziua înmormântării. Dragostea lui Dumnezeu durează pe vecie. Și David alege să se încreadă. Nu în el însuși, ci în Dumnezeu și în dragostea lui veșnică.
Și David alege să se închine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e bun. Și atunci când pe noi ne doare. Dumnezeu e bun întotdeauna. Și Dumnezeu îi mângâie pe cei ce plâng. Dumnezeu îi ridică pe cei căzuți. Și astfel, chipul lui Dumnezeu devine răspunsul, remediul pe care David îl oferă, îl propune atunci când răutatea și puterea păcătosului pare să învingă. Și chipul lui Dumnezeu îl ajută pe David să-și lărgească orizontul dincolo de ceea ce vedeau în mod limitat oamenii, de ceea ce spunea Doeg când se lăuda cu isprăvile lui, cu lucrurile pe care le-a câștigat. David vede mai mult dincolo de ceea ce oamenii spun, asta e clar, asta s-a întâmplat acolo. David vede pe Dumnezeu și mai mult, el nu se gândește doar la sine, nu se gândește doar la Abiatar. El se gândește pentru toți cei din poporul lui Dumnezeu. Astfel că transformă experiența lor într-o moștenire pentru poporul lui Dumnezeu. Ultima parte a psalmului e un cântec de înțelepciune, în care David ne spune, sunt două căi pe care putem merge. E calea celui rău sau e calea celui drept. Sunt două destine care ne așteaptă. Un măslin verde în casa Domnului sau un copac dezrădăcinat din pământul celor vii. Și el și Doeg sunt exponenții acestor căi. Dubla apariție a termenului Sela ne invită să împărțim psalmul în trei strofe. În prima strofă, David pune o întrebare și ne oferă două posibile obiecte ale încrederii noastre, propria persoană sau Dumnezeu. Și după aceea îl acuză, îl condamnă pe cel care își pune încrederea în sine însuși. În strofa a doua, David se trage deoparte și asistă la o confruntare între cel care își pune încrederea în sine și Dumnezeu. După care trece în rândul poporului lui Dumnezeu, care învață din confruntarea dintre Dumnezeu și păcătos. Mai întâi discută el, mai întâi apoi asistă la confruntarea dintre păcătos și Dumnezeu și apoi învață ceva alături de poporul lui Dumnezeu din această confruntare. Prima strofă e rezumată de această întrebare. Viteazule, de ce te lauzi cu răutatea ta? De ce te lauzi? Și ne oferă automat primele sau două variante de răspuns pe care le vom discuta. Obiecte ale încrederii, ale speranței noastre. Și astea sunt opțiunile. Te lauzi cu tine, cu răutatea ta, sau te lauzi cu îndurarea lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați că diferența e uriașă și veșnicia noastră. Diferența dintre cele două variante înseamnă o veșnicie. Cu sau fără îndurarea lui Dumnezeu. Și ultimul cuvânt sau ultimele două cuvinte ne arată această realitate, că e vorba de veșnicia noastră. Probabil că Doeg a celebrat masacrul preoților și a venit și le-a spus tuturor, ia uitați ce terenuri noi am, ce vii noi am, ce bogății noi am câștigat, cât de prieteni sunt acum cu Saul, pentru că mi-am dovedit loialitatea față de el. Vreți și voi așa ceva? Știți drumul. Ați văzut cum am făcut eu. Faceți și voi la fel. Și laudele lui au ajuns probabil la urechile lui David. Caracterul lui a răzbătut în afară prin cuvântul lui. Acum, punându-și încrederea în sine, în lucrurile pe care le-a făcut, Doeg își construiește un acoperiș și folosește următoarele instrumente. Puterea și răutatea, plănuirea dezastrului și viclenia, răul și minciuna, cuvinte nemicitoare și înșelătoare. Bogăție și putere le va folosi în continuare ca să-și extindă imperiul, refugiul pe care și l-a construit. Dar, ne spune David, acest edificiu, acest refugiu construit de păcătos, e o iluzie. Nu ține înaintea lui Dumnezeu. Și el alege altceva. Nădejdea credinciosului, într-o vreme în care victoriile păcătosului par să fie evidente pentru toți,
Se laudă cu ele înaintea tuturor. Refugiul credinciosului este îndurarea lui Dumnezeu. Și el declară că victoriile și refugiul păcătosului sunt temporare. Temporare, numai pentru acest pământ. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a angajat ca pentru toată veșnicia să-i protejeze pe credincioșii săi, pe cei care își pun nădejdea în el însuși. Să ne lăudăm cu păcatul nostru e o nebunie și o aroganță, pentru că nu ține mult ceea ce construim prin păcatul nostru. Îndurarea lui Dumnezeu ține pe veci. Și după ce prezintă cele două obiecte posibile ale încrederii, propria persoană și Dumnezeu, David continuă să-l condamne pe păcătos în restul primei strofe. Numai dezastru plănuiește limba ta. E ca un brici ascuțit. Viclean ce ești. Tu iubești mai mult răul decât binele. Minciuna mai mult decât cuvântul drept. Și David vorbește ca unul care a aflat ce pot face cuvintele unui om. Că pot să distrug o cetate întreagă. Că pot să îi ucidă copii și bătrâni deopotrivă. Așa încep și războaiele de astăzi. Un conducător arogant și rău, care dă o poruncă. Invadați, cuceriți. Dar, spune David, Dumnezeu te va doborâ pe vecie. Ce faci tu e temporar. Dumnezeu te va doborâ pe vecie. Prima strofă îl acuză pe cel rău. A doua strofă ne arată care sunt consecințele iubirii păcatului, încrederii în păcat, al respingerii îndurării lui Dumnezeu. Dacă îndurarea lui Dumnezeu îi protejează pe vecie, pe credincioșii lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fie un moment în care Dumnezeu să-și retragă invitația adresată necredincioșilor, celor care refuză să se pocăiască și să le respecte alegerea, să-i lase să trăiască pentru veșnicie fără îndurarea lui. De aceea, psalmistul îl așează pe cel rău față în față cu Dumnezeu. Cel ce i-a doborât pe alții, ne spune psalmistul, va fi doborât el însuși de Domnul. Tu iubești numai cuvintele nimicitoare, limbă înșelătoare. Dumnezeu te va doborâ pe vecie, te va apuca, te va smulge din cortul tău, te va dezrădăcina din pământul celor vii. Și strofa a doua spune, am eu confruntare între păcătos și Dumnezeu, doar între ei doi. Descrisă din perspectiva credinciosului care s-a adăpostit în îndurarea lui Dumnezeu. Dar păcătosul continuă să se laude că trăiește pe acest pământ cu păcatele lui, cu lucrurile câștigate prin păcat, prin minciună, plănuind dezastrul, devenind și trăind ca dușman al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu reacționează la păcatele acestui om. Și probabil că această imagine descrisă de a doua strofă e cea mai respingătoare pentru societatea contemporană. J.I. Packer, de exemplu, spune: vorbește oamenilor despre Dumnezeu ca tată, un prieten, un ajutor, cel care ne iubește în ciuda tuturor slăbiciunilor noastre, a năsăbuinței și păcatului, și li se luminează fețele. Ai intrat pe lungimea lor de undă, dar vorbește-l despre Dumnezeu ca judecător. Și te resping. Râd de tine. De ce? Pentru că azi e la modă religia fără moralitate. Libertatea fără niciun fel de constrângere, fără niciun fel de responsabilitate. Răsplată fără niciun fel de merite. Alegeri fără consecințe. Asta e la modă astăzi. Dar ce ne spune Scriptura, ce ne spune acest psalm, e că în ziua judecății Dumnezeu va cere socoteală și celor care și-au construit adăposturi în care au ignorat o viață întreagă prezența lui Dumnezeu. Și că aceste edificii imaginare, buncăre imaginare, vor fi spulberate în ziua judecății. Și
chiar trebuie să-i dăm socoteală lui Dumnezeu în ziua judecății, pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare faptă a noastră. Faptul că trăim detașați, că ignorăm această realitate, sunt iluzii care vor fi spulberate în prezența lui Dumnezeu. Dar până atunci, e datoria noastră să denunțăm faptul că aceste edificii, aceste adăposturi, sunt ridicole, sunt inutile. Și ce face psalmistul? E următorul lucru. Compară judecata păcătosului cu o demolare. Dumnezeu te va dobori pe vecie. După aceea, el trece la alungarea unui vagabond. Te va apuca și te va smulge din cortul tău. Te va alunga din cortul tău, din casa ta. Și în cele din urmă, dezrădăcinarea unui copac. Și el le pune pe toate împreună. Și sunt imagini pereche sau care completează aceeași perspectivă a judecății finale. Este judecata lui Dumnezeu. O judecată, o distrugere totală. Acum, lucrurile astea sigure pentru necredincios. Lucrul incomod pentru credincios e faptul că Dumnezeu le face când alege El, nu când spunem noi. Și noi trebuie să așteptăm până când alege El să le facă. Dar faptul că El nu pedepsește imediat păcatul, că nu distruge imediat pe păcătos, e o dovadă de bunăvoință, de îndurare din partea Lui. Pentru că dă răgaz de pocăință. Faptul că Dumnezeu nu ne răsplătește imediat pentru orice ascultare a noastră e de nou o dovadă de înțelepciune. Pentru că nu ne deformează prin darurile pe care ne le dă, ci vrea să-L iubim pe El, să ne încredem în El, să-L așteptăm pe El. În următoarea strofă, toți cei drepți, spune psalmistul, vor vedea și se vor teme. Vor deveni mai înțelepți pentru că vor învăța ceva din judecata celui rău. Și ei meditează la judecata din viitor în prezent. De ce? Ca să aleagă în prezent să trăiască în teamă de Domnul. Cei drepți vor vedea și se vor teme. Vor râde de el și vor zice, iată omul care nu-l lua pe Dumnezeu ca refugiu al său, ci se încredea în marile lui bogății, creștea în putere, distrugându-i pe alții. Cel neprihănit vede până și în pedeapsa, în judecata sigură a celui rău, un motiv convingător ca să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Dar de ce mai adaugă psalmistul, și eu n-am pus aici, râsul celor drepți? Vor râde de el. Adică vor bate joc? Sau ce vrea să spună psalmistul? Gândiți-vă la râsul lor din perspectiva acelui eveniment care a marcat istoria Israelului. Primul Paște, petrecut în Egipt. La miezul nopții, fiecare bărbat, fiecare părinte era cu copiii săi în aceeași casă. Și imaginează-ți că ești părinte și auzi strigătele celorlalți părinți care nu și-au pus încrederea în îndurarea Domnului și și-au pierdut întâiul născut. Și strigătele acelea veneau tot mai aproape de casa ta. Și închizi ochii și îți dai seama că trec dincolo de casa ta dacă ți-ai pus încrederea în mielul acela mort pentru casa ta, care simbolizează îndurarea lui Dumnezeu. N-ai zâmbi când ai vedea că Dumnezeu judecă răul, dar răsplătește încrederea în îndurarea Lui? Că te-a scăpat nu pentru că ai fost mai bun, ci pentru că ți-ai pus încrederea în El? Nu e un râs răzbunător, ci bucuria celui care vede judecata lui Dumnezeu, că Dumnezeu a venit, că a făcut dreptate, că Dumnezeu nu lasă păcatul să existe la nesfârșit. Și realitatea aceea, din prima noapte de Paște, este pusă în cuvinte de Dumnezeu însuși, atunci când se descrie înaintea lui Moise. Domnul a trecut prin fața lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie
Și plin de îndurare și de credincioșie, El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegiuirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsit pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la a treia și a patra generație. Râsul celor drepți este bucuria că au fost mântuiți prin îndurarea lui Dumnezeu, odihna în îndurarea lui Dumnezeu. Încrederea, în schimb, în propria bogăție, în propria persoană, în propria putere, e o ispită permanentă pentru noi. Ne poate crea impresia că suntem bine, că suntem în siguranță. Dar și Apostolul Pavel ne spune, poruncește bogaților din veacul de acum să nu fie aroganți și să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu, care ne oferă din belșug toate lucrurile. De ce? Ca să ne bucurăm, să ne bucurăm în El. Ca să ne bucurăm în El. Cel rău se bazează pe puterea Lui, pe viclenia Lui și pe bogăția Lui. Și trăiește de parcă n-are nevoie de Dumnezeu și nu o să aibă nici pentru restul vieții. Trăiește o iluzie. În schimb, psalmistul spune, eu sunt ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu, căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu pentru veci de veci. În îndurarea lui Dumnezeu. Ai sursa vieții celui credincios. Îndurarea lui Dumnezeu. Măslinul probabil că e ales pentru că e unul din cei mai longevivi arbori din zonă. Poate ajunge să trăiască sute de ani. Și asta e imaginea relației dintre credincios și Dumnezeu. Rezistă testul timpului. Credinciosul rămâne în prezența lui Dumnezeu. În Hristos avem viața veșnică. Numai în Hristos. Și perspectiva veșniciei aduce în discuție judecata dușmanilor lui Dumnezeu. Și această realitate îl ajută pe credincios să-și pună încrederea în numele lui Dumnezeu, care va birui, care își va apăra numele, care îi va apăra pe credincioșii săi. Încrederea în Dumnezeu înseamnă să depindem de El, să ne odihnim în El, să ne liniștim în prezența Lui, să mizăm totul pe El, pe îndurarea Lui. Preobiților, spune Apostolul Pavel, nu vă răzbunați singuri, lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Doi autori, Allender și Longman, spun, speranța creștină e un împrumut, împrumut din trecut și împrumut din viitor, pe care îl folosim în prezent. Ne întoarcem la moartea lui Hristos, la învierea Lui, realități din trecut și le folosim în prezent. Ne uităm la viitor, la revenirea lui Hristos și o aducem în prezent, trăim în lumina viitorului, în nădejdea viitorului. Și împrumutând lucrarea lui Hristos, noi mergem mai departe, biruim în prezent. Vorbim despre modul în care biserica tesalonicenilor suferea din cauza păcătoșilor, pentru că erau mai puternici, pentru că erau mai bogați. Apostolul Pavel face același lucru. Se uită la prezent, dar din lumina viitorului și învață pentru prezent, din viitor. Aceasta este o dovadă a judecății drepte a lui Dumnezeu, astfel încât voi să fiți considerați demni de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți, căci este drept din partea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, iar vouă, celor ce sunteți în necaz, să vă dea odihnă împreună cu noi, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Ei vor primi drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de gloria puterii Lui, în ziua aceea când El va veni să fie glorificat printre sfinții Săi și va fi și privit cu uimire printre cei ce au crezut. Psalmul 52 e un psalm născut din convingerea că sunt două feluri de oameni și că siguranța omului rezistă
atât timp cât obiectul încrederii lui rămâne în picioare. O vreme sau pentru veșnicie. Și David e exemplul omului care își pune încrederea în îndurarea lui Dumnezeu. Ca remediu împotriva atacurilor, împotriva răutății celui rău, care se laudă cu biruințele lui temporare. Psalmistul se încrede în îndurarea lui Dumnezeu. Și această rugăciune e și un avertisment și o încurajare în același timp. Un avertisment și o încurajare. De ce e ușor să ne încredem în noi înșine? Pentru că prin păcat ne iubim într-un mod deformat pe noi înșine. Ne încredem prea mult în noi înșine. E suficient să ne uităm la lucrurile cu care ne lăudăm, la lucrurile pe care le iubim, la contextele în care ne simțim cu adevărat în siguranță, la ce țintim prin planurile noastre, la ce visăm, ce iubim să facem, care sunt lucrurile care ne aduc bucurie sau teamă, unde ne refugiem, în ce ne punem încrederea. Răspunsul nostru la astfel de întrebări ne arată unde e siguranța noastră, în ce ne-am pus speranța. Dar care e problema noastră? De ce reacționăm diferit față de psalmiști? De ce ne punem încrederea noi înșine? Pentru că și noi suntem doeg. Pentru că și noi suntem doeg atunci când ne lăudăm cu răutatea noastră. Atunci când zâmbim pentru că am dat o replică tăioasă. Atunci când suntem încântați să întoarcem o ironie. Atunci când plănuim să rănim prin cuvintele noastre. Atunci când ne purtăm cu viclenie cu cei din jurul nostru. Atunci când iubim răul, minciuna și cuvintele nimicitoare. Atunci când vorbirea noastră înșală și o face în mod intenționat. Când refuzăm să-L alegem pe Dumnezeu ca refugiu al nostru. Ne încredem în bogăția, în puterea noastră. Atunci când creștem în putere pentru că am distrus pe alții, pe concurenții noștri. Atunci când ne lăudăm cu faptele noastre, în loc să ne lăudăm cu ce face Dumnezeu. Atunci când ne punem speranța în iluzia, în imperiul pe care ni l-am construit noi înșine și respingem îndurarea lui Dumnezeu. În astfel de situații, noi suntem doeg. Noi suntem doeg. În predica de pe munte, Domnul Iisus ne avertizează, printre altele și la consecințele cuvintelor noastre. Ați auzit că li s-a zis celor din vechime? Să nu ucizi. Oricine ucide va fi supus judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv, va fi supus judecății. Și oricine îi va zice fratelui său, prostule, va fi supus judecății Sinedrului. Iar cel ce va spune, nebunule, va fi supus judecății focului Ghenei. Și apoi în capitolul 12 din aceeași Evanghelie, vă spun că în ziua judecății, oamenii vor răspunde pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Căci prin cuvintele tale vei fi îndreptățit și prin cuvintele tale vei fi condamnat. Psalmul 52 ne învață că mai bine ne încredem în Dumnezeu, mai bine mergem la El și cerem să ne liniștească inima, decât să întoarcem vorba, să rănim prin cuvintele noastre, să dăm o replică răzbunătoare. Mai bine să lăsăm pe Dumnezeu să ceară socoteală pentru fiecare cuvânt, pentru că o va face, decât să întoarcem noi o ironie. Mai bine să-i cerem lui Dumnezeu să intervină, decât să ne răzbunăm noi pentru orice nedreptate care ni se face. Mai bine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a lucrat, pentru ce va lucra, decât să ne lăudăm cu ispravele noastre de până acum sau cu planurile noastre. Reacțiile noastre la cuvintele celor din jur, la faptele celor din jur, trădează încrederea sau neîncrederea noastră în îndurarea și în judecata lui Dumnezeu. Atenție! Foarte ușor să citim acest psalm și rapid să ne punem eticheta de neprihăniți, dar să trăim ca nelegiuitul. Să spunem că noi suntem ca David, dar să trăim ca și doeg. Să spunem amin la cuvintele psalmului, dar în gândul nostru, în relațiile noastre, în cuvintele noastre, să vânăm ocaziile să-i rănim pe ceilalți. Să plănuim, să ne răzbunăm.
Să ne spunem în mintea noastră că păcătosul ăla e soțul sau soția, copiii sau părinții, fratele, colegul sau șeful, dacă ai ști tu ce păcătos e. Și să punem numai pe ei în fața judecății lui Dumnezeu. Și noi să spunem că suntem cei nevinovați, cei drepți. Și această ipocrizie este abilitatea sau specialitatea omului religios. Dacă ne aducem aminte cu mândrie, cu bucurie, de războaiele vorbelor pe care le-am câștigat până acum, când le-am arătat altora că suntem mai isteți decât ei, că le-am închis gura prin cuvintele noastre, bunătatea lui Dumnezeu ne cere să renunțăm la armele firii pământești, să primim îndurarea Lui. Chiar și atunci când, atenție, ca și în acest psalm, Dumnezeu tace, Dumnezeu nu intervine în mod direct. Pentru că viața de pe acest pământ ne arată bunătatea lui Dumnezeu, numai dacă o privim din prisma crucii, numai dacă ne uităm la ceea ce ni se întâmplă din perspectiva crucii lui Iisus. Și noi suntem doig. Dar înainte ca noi să ajungem la judecată, a fost judecătorul în locul nostru. A fost pedepsit El în locul nostru. Dumnezeu nu ne poate lua altfel durerea pe care o trăim noi, nedreptățile noastre, decât îndurându-le El, suportându-le El. Și a făcut-o asta prin crucea Fiului Său. Numai Iisus este Cel care poate spune acum și pentru toată veșnicia tuturor celor care se încred în îndurarea Lui. Ceea ce David a spus lui Abiatar: rămâi cu mine și nu te teme. Cu mine vei fi în siguranță. Acum și pentru toată veșnicia, cu mine vei fi în siguranță. Începând cu capitolul 13 din Evanghelia după Ioan, este scrisă cina, ultima cină a Domnului Iisus cu ucenicii, discuțiile Lui cu ucenicii de acolo. Și pentru început, Domnul Iisus le spală picioarele tuturor ucenicilor, inclusiv Iuda, Iscariotanul. Tuturor le spală picioarele. Pe toți îi invită să se încreadă în îndurarea Lui, pentru că au nevoie de El pentru curăția, la fel cum avem nevoie și noi. Dar Iuda alege să nu se încreadă în îndurarea lui Iisus. El se încrede mai degrabă în bogăția pe care îi ofereau oamenii, ca și doeg. De ce? Pentru că el visa la un Mesia care să crească în putere, distrugându-i pe ceilalți, distrugându-i pe romani, să cucerească ceea ce era sub stăpânirea romană. Și Iisus spune, nu doar că Iuda e trădătorul, prevestește trădarea lui Petru. Toți mă veți părăsi și voi rămâne singur, le spune Iisus ucenicilor. Dar, cu toate astea, le vorbește despre veșnicie. De ce? Ca să aibă la ce să se întoarcă și să se ducă din nou spre veșnicia alături de El, să primească îndurarea Lui. Să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Cu alte cuvinte, cu mine să fiți în siguranță, în îndurarea mea, să fiți în siguranță pentru veșnicie. Acum, cât ești dispus să-ți pui speranța în îndurarea lui Dumnezeu? Iată răspunsurile pe care ni le oferă acest psalm. Atât cât renunți la păcatele tale și te încrezi în îndurarea lui Dumnezeu, atât cât îl onorezi pe Dumnezeu cu planurile tale, visele, iubirile tale, atât cât îți aduci și temerile și bucurile sub autoritatea lui Dumnezeu și lași pe El să stăpânească peste ele, atât cât te refugiezi în El, atât cât te încrezi în îndurarea Lui și în judecata Lui, atât cât te lauzi cu lucrările Lui, atât te încrezi, îți pui speranța în El. Doamne, ajută-ne!